Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis miercuri dimineață o avertizare nowcasting de cod galben pentru zona de sud și sud-est a țării. Atenționarea de cod galben de vânt și zăpadă spulberată a fost emisă inițial până la ora 14 pentru județul Călăraș, iar pentru Constanța și Tulcea aceasta este valabilă până la ora 16, dar a fost prelungită până la ora 20. Din păcate, vântul încă suflă cu putere și spulberă zăpada care încă nu a fost îndepărtată. În Dobrogea, puterea vântului depășește 60 de km pe oră la rafală. În urma eforturilor depuse de drumari, toate drumurile naționale din județul Constanța au fost redeschise. Începând cu ora 14:30, se circulă controlat și pe autostrada Soarelui pe sensul de mers Constanța-București, la fel și pe sectorul de drum București-Cernavodă, iar de la Cernavodă la Constanța, drumul este liber. Pe drumul național 3 Murfatlale-Ostrov se menține restricția pentru vehiculele mai mari de 3,5 tone.